Pe parcursul acestei săptămâni, echipa de handbal masculin CS Universitatea din Suceava va disputa trei meciuri de pregătire în vederea jocurilor din Supercupa României 19-20 august în sala Dinamo din Capitală, unde vor întâlni în semifinală Dinamo București și din sezonul regulat al Ligii Zimbrilor. Jucătorii pregătiți de Petru Ghervan, Bogdan Șoldănescu și Iulian Andrei se vor deplasa la Sighișoara, unde joi, în sala Radu Voina din localitate, cu începere de la ora 18, vor susține primul amical cu cu CSM Sighișoara într-un meci în care gazdele își vor prezenta lotul pentru noul sezon competițional. Urmează apoi vineri ca handbaliștii suceveni să participe la un turneu amical la Turda, alături de echipele Potaisa Turda, Steaua București și CSM Focșani. Primul meci din cadrul campionatului Ligii Zimbrilor sezonul 2023-2024, handbaliștii suceveni îl vor avea pe teren propriu pe 27 august în compania formației CSM Bacău. Până atunci însă, iată programul turneului de la Turda. Vineri, ora 13 Steaua București CSM Focșani ora 18 Potai Turda, CS Universitatea din Suceava iar sâmbătă la ora 11 va avea loc finala mică iar de la ora 13 finala mare